Revenim în direct, dragi prieteni, vă promiteam invitații în ediție. Astăzi este vorba de Dana Haralambie, sportivă, o fată superbă. Mi-aș dori să arate și fetița mea așa ca Dana Haralambie când va avea 17 ani și respectiv Florin Spulber, antrenor. Sărituri cu schiurile astăzi, probe extraordinare în lumea civilizată, în vest. Bună dimineața, domnilor! Iată că și la domnule și domnișoară, iată că și la noi săriturile cu schiurile iau amploare de vreo câțiva ani. Din 2007 s-a inaugurat. Ți-am minteai, Florin, o să încep cu tine, faptul că eram la conferința aia de presă de la inaugurare. De atunci nici nu m-am mai ocupat decât așa, din studioul Realității TV la un moment dat, când a fost Festivalul European al Tineretului. Cum stăm la sărituri cu schiurile în România în momentul de față? Sigur, de la acel start istoric, aș spune, pot spune că am evoluat constant. Am crescut numărul de copii participanți la acest sport. Am participat cu antrenori la seminarii de pregătire în străinătate. S-a construit acel modern complex de trambulină de la Râșnov, unde putem să organizăm competiții de nivel mondial. Și bineînțeles că și rezultatele sportive au început să apară. La nivel de copii am câștigat turneul celor patru trambuline pentru copii, am câștigat Grand Prix de juniori, ne-am calificat, am câștigat primele etape de FISCAP. Turneul celor patru trambuline de, la copii? Da, este o cupă mondială a copiilor, organizată în Austria și Germania. Am e ca și cum ai câștiga Roland Grand la nivelul de vârstă respectiv. Apoi a venit calificarea în Cupa Continentală, a venit calificarea în Cupa Mondială, locul 5 obținut de echipa noastră la FOTE 2013, puncte obținute de sportivii noștri, cei doi băieți, Pâtea, Iulian, Tărăc Eduard și, bineînțeles, Dana Haralambie, care are o poziție bună în clasamentul Cupei Mondiale. De altfel, ea este calificată să participe în continuare la ediția 2014-2015. Cupa Mondială la seniori sau la... La senior. De când ești senior în schiul ăsta, în săriturile cu schiul? Ea încă nu este senioară. Nu e încă senioară. Încă junioară. De când am participat pentru prima dată la Cupa Mondială. În 2012. Și ce ți-a venit, domnișoară, în loc să te duci la... nu știu, la o selecție pentru manechine, să te apuci de sărituri cu schiurile? Doamne, ce frumos ești! Mulțumesc frumos! A venit antrenorul Magda Ciobi la școală și a adus pliante să ne apucăm de schiseturi, cine vrea, și avem un colector, Rocco Eduard, în clasă. Care este și acum în echipă. Da, e în echipă. Da, este lotul național. Și așa am apucat și eu, am zis să încerc, aveam energie, de ce nu? Părinții ce au spus? Au fost de acord, pentru că îmi consumam energia. Este un sport, de când faci sărituri cu schiurile? Din clasa a patra. Este, din clasa a patra. Și cu ce se începe? Până când n-ajungi să zbori pe schiuri de la primul antrenament. Cum începi? Prin a învăța să schiem, ceea ce este la îndemâna tuturor sportivilor. Începem cu exerciții de gimnastică, exerciții fizice, ca un fel de joacă, astfel încât copiilor să le fie ușor. Și să-l facem cât mai plăcut. O vedem pe Dana, cred că și pe ecran în momentul de față. Sunt imagini, mulțumim pentru ele și fotografii pe care le-ați furnizat. Am făcut o scurtă pauză. Așa, Florin, continuă. Începem eșalonat, învățăm să schiem, trebuie să asigurăm o bază, să știm să alunecăm. Apoi continuăm pe trambuline școală de 5 metri, 10 metri, 15 metri, 35 de metri și ușor, ușor, în raport cu nivelul de instruire al sportivilor și cu vârsta, cu calitățile fizice, bineînțeles, creștem mărimea trambulinelor. Se mai și cade la început, presupun, nu? Dar căzături foarte ușoare, așa, fără să te lovești. Fără să te lovești. Ce viteză prinzi pe trambulină la ieșire, practic, atunci când îți iei zborul? Depinde de fiecare trambulină. De mărimea trambulinei. Dar în momentul în care abordezi prima dată o trambulină, ce se ține minte în sărituri cu schiurile? Așa cum orice jurnalist ține minte, nu știu, primul articol. Când vezi prima dată trambulina aia, hău ăla care se cască de 90 de metri, de 120 de metri în fața ta cu o înclinație copleșitoare, cum este? Care e senzația aia? Ai un gol în stomac, pur și simplu, dar trebuie neapărat să ții minte să ai picioarele întinse.
că altfel poți să cădea și să te lovești. Să ai control. E necesară multă minte pentru asta, multă concentrare. Da. La frica? Nu. Emoția? Dacă ești influențat de frigă și emoții, poți strica săritura. O poți greși. Cât ai zburat tu așa, la maximum? 105 metri. Este singurul sport în care zbori, Florin? Fără un anumit sprijin. Fără un anumit sprijin. Cu parașuta, cu parapanta, te ții de ceva. Bungee jumping la fel. Ai o plasă de siguranță. Aici, practic, ești tu cu tine, da, în aer. Și schiurile care creează portanța, nu? De asta este foarte important sistemul corp-schiu, pentru a avea o coordonare cât mai bună intersegmentară și pentru a controla, practic, schiul în aer. Avem nevoie de o poziție aerodinamică, avem nevoie de anumite unghiuri de zbor eficiente, astfel încât, în condiții de vreme nefavorabile, de vânt, de viteză, să putem să avem o siguranță. În ce constă antrenamentul unui sportiv de performanță de acest nivel? Vin la Râșnov, la Cupa Mondială, și campioane mondiale, campioane olimpică, deținători de recorduri de tot felul. Deci este o etapă foarte, foarte serioasă, deținători de recorduri de înălțime la sărituri. Cam cum arată un program atunci când intri în ultima linie dreaptă pentru performanță, dragă Dan? Avem 3 poziții de forță pe săptămână. De forță? Da. Ce înseamnă asta? Însemnând cu halterea, pistoane, aha, exerciții. Ridici și haltere, nu te-aș vedea. Dar normal, pentru că avem nevoie. Contează foarte mult cuplu forță-viteză. Așa. Detentă. Uh-huh. Viteza de reacție pe care trebuie să obții la masa trambulină în momentul desprinderii. La o viteză de 90 de km pe oră, pe trambulina de 90 de la Râșnov, ai nevoie de reacție, astfel încât să prinzi momentul de desprindere și să dezvolți o traiectorie cât mai bună, mai ales în prima fază de zbor. Da, păreți oameni normali așa, la cap, mai ales pentru că mulți, când cred că trebuie să ai și o doză de nebunie să te apuci de sărituri cu schiurile, și tu cât ridici prințesă odată la un antrenament? Cât poți să depinde ridici de antrenament. Că ridicat, se dau voinici operatorii ăștia la noi aici. Cel mai mult a ridicat 100 de kilograme. 100 de kilograme. Ia auziți, băieți, n-are nicio cameră 100 de kilograme pe aici, așa. Deci, de 3 ori, ridicări de 100 de kilograme, de 90 și așa mai departe. Ce ar mai urma? Pistoane la liber, fără greutate. Sărituri verticale. Deci, spunem noi pistoane. Sărituri verticale. Alternăm, practic, exercițiile cu încărcătură. Creăm o descărcare prin sărituri cu propriul corp. Apoi, alternăm cu antrenamentele tehnice, exerciții imitative, poziții de elan, poziții de zbor, desprinderi cu partener, desprinderi pe cărucior, pe schiurele. Și, bineînțeles, lucru specific pe trambuline, în funcție de nivelul la momentul respectiv, abordăm și mărimea trambuline. Ce mănânci pentru a te menține în formă? Primul rând, presupun trebuie că nu o dai în fripturi ca orice muritor de rând odată ce vine Crăciunul, nu? Nu prea. Avem nevoie de un indice de portanță cât mai optim, între înălțimea corpului și greutate, pentru că există un regulament la nivelul Federației Internaționale de Schi, și în funcție de acest indice avem și dimensiunea schiurilor. Am înțeles. Este Dar ușor. Sunt ceva mai late, se vede aceste schiuri. Sigur, întâmplător am adus o pereche de schiuri pentru copii. N-am avut loc în mașină, am venit astăzi dimineață de la Brașov. Cât are lungime un schi? Schiul Danei are 2,40 m, lățimea este de 11 cm. 2,40 m este până la nivelul tavanului într-un apartament obișnuit de bloc, să spunem asta. 2,20-2,40. Lungimea schiului este în funcție de înălțimea și greutatea, raportul între înălțimea și greutatea sportivului. A, sunt de dimensiuni diferite. Sigur că, dar este ușor să sărim mai lung cu aripi mai mari, cu viteză mai mare. De asta, organizatorii competiției limitează viteza la desprindere de pe trambulină în funcție de performanță. De aceea avem capacitatea maximă a trambulinei, care conferă siguranță sportivilor. Și în funcție de acest hill size, cum îl numim noi, juriul decide și viteza care se va obține pe lan, prin plecările de la nivelul startului. Ești regele, regina lumii când te simți acolo în aer. La ce înălțime plutești deasupra pământului?
Depinde, nu este o înălțime foarte mare. Adică eu am început să nu mai îmi dau seama, am privirea în față și nu mai îmi dau seama de înălțime, pentru că e mai bine așa. Atunci când tehnica este bună, nu ai acel sentiment de teamă și obținând viteză de zbor, practic învingi acea temere la nivelul mijlocului zborului când sunt înălțimi într-adevăr și de 4-5 metri. Pe trambulină de zbor, unde noi încă n-am sărit, s-a ajuns și la înălțime de 14 metri. Profilul trambulinelor s-a schimbat, este mult mai lin, mult mai sigur, nu se mai sare cu o traiectorie foarte înaltă, fapt pentru care și siguranța sportivilor a crescut foarte mult. Într-adevăr, Dana Haralambie, care ar fi calitățile, primele trei calități pe care trebuie să le aibă un sportiv să ajungă la acest nivel? Sigur, dincolo de muncă, ambiție, nu știu ce. Curajul. Curaj, în primul rând. Încrederea în sine. Așa. Și plăcerea de a munci. Cu școala cum te descurci? E bine, chiar e foarte bine acum, da. Adică toți profesorii ne înțeleg. Odată ce mergem la școală, cât timp stăm la școală învățăm. Ne chinuim să luăm note, să ne încheiem medie și e bine. Vrei să te duci și la facultate? Da. Ce fel de facultate vrei să te duci? De polițistă. Polițistă? Oho, o să ai de lucru foarte mult în paralel cu săriturile la schi, de la trambulină. Se duce românul către săriturile cu schiură, că la televizor se uită la turneul celor patru trambuline și nu numai, fac audiențe foarte bune pe posturile de sport, pe Eurosport. Sigur că da, la ultima etapă de Cupa Mondială pe care am organizat-o am avut peste 5.000 de spectatori, la fel la fote. Noi am avut tradiție, chiar și înainte de acest proiect, acest parteneriat public-privat între Federația Română de Schi și Biatlon, Primăria Râșnov și o companie austriacă de energie. Am existat, dar datorită condițiilor precare nu am reușit acele performanțe dorite. În schimb, românul și-a dorit să zboare ca Icarul modern, da, bine absolut. Știți, și ne bucurăm pentru asta, avem mulți susținători. Vă mai așteptăm pe la noi, Florin Spulber, Dana Haralambie, doi oameni cu adevărat frumoși, promotori ai săriturilor cu schiul. Și numai Florin Spulber e un fel de, nu știu ce să zic, de Ilie Năstase al săriturilor cu schiul din România. Da? Practic se confundă istoria acestui sport la noi cu numele său. Mergem mai departe, prieteni, la Gadget Show, să facem poze cu cei doi frumoși imediat împreună cu Aneta și o să continuăm discuțiile cu voi pe Facebook.